Conducerea universitarilor a reușit în această pauză competițională să-i achiziționeze pe interul dreapta basarabean Vitalie Neniță, extrema stângă Florin Ciubotariu, centrul Marius Bahan, interul stânga Răzvan Lețu și extrema dreaptă Marius Panait. Ultimii patru au venit de la HCM Botoșani, grupare care s-a desființat în urmă cu o săptămână. Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa din orașul natal. Mă bucură faptul că factorii locali, universitatea, presa a rămas fidelă acestui sport, este în continuare alături de echipa Sucevei. E o schimbare radicală, totuși din sezonul trecut până în sezonul acesta. Anul trecut echipa Sucevei punea probleme mari până și campioanei, iar anul acesta se bate pentru evitarea retrogradării. Un obiectiv greu, dar eu cred că cu actualul lot se poate îndeplini acest obiectiv. Am jucat anul trecut, am jucat în Liga Națională la Ploiești și am avut acum o propunere de la echipa Suceava. Ne-am înțeles și am venit. Primele antrenamente sunt ok, colegii ok. Mă înțeleg foarte bine cu ei la început, sper și pe viitor să fie totul la locul lui, așa că ca echipă e tânără și are un viitor mare. Antrenorul Răzvan Bernicu este convins că jucătorii nou veniți se vor acomoda repede și a mărturisit că pe Florin Ciubotariu l-a dorit încă din vară. El a optat pentru cealaltă variantă. Acum mă bucur că este alături de noi. În primul rând cunoaște echipa și cunoaște situația actuală a clubului, pentru că, trebuie spus, vine într-un moment, și nu numai el și celălalt, vine într-un moment greu la echipă. Însă, eu zic, cu experiența atât a lui Florin cât și a lui Vitali și tinerețea celorlalți trei care au venit, Vom reuși, desigur, să nu-i omitem pe ceilalți componenți a echipei, împreună să salvăm până la urmă echipa de la retrogradare, în primul rând să vadă asta prin jocul pe care îl vom presta. Chiar dacă odată cu aducerea lui Neniță, Ciubotariu, Bahan, Lețu și Panait lotul a crescut numeric, antrenorul Răzvan Bernicu a precizat că nu se pune problema să renunțe la anumiți jucători mai vechi.